Incendiile de pe Kilimanjaro continuă să facă ravagii. Autoritățile par depășite de flăcări și au recurs la măsuri de urgență. Încă luptăm cu focul, e o muncă mai grea decât ne așteptam inițial. Provocarea constă în vânturi puternice, iarba și vegetația uscată din zonă. Focul a surprins pe munte mai multe grupuri de temerari care încercau să ia la pas uriașul, iar o tabără internațională de alpiniști a fost evacuată. Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită. Focul a izbucnit în urmă cu o săptămână și, potrivit oficialilor tanzanieni, a distrus de atunci mai mult de 28 de kilometri pătrați de vegetație. Sute de oameni s-au alăturat pompierilor și se luptă cu flăcările.